Împreună am votat pentru 300 de parlamentari. Ei vor parlamentari mulți și slabi pentru a-și putea apăra interesele. Împreună am pornit reforma în educație. Ei au modificat legea în dispreț față de interesele copiilor, dar în favoarea plagiatorilor. Luptăm pentru România. Pe 11 decembrie votați Partidul Mișcarea Populară. Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Alex Nichita și iată-ne în ultima săptămână de campanie electorală. Suntem, cum ar spune unii, pe ultima 100 de metri și începem emisiunea, de fapt începem această săptămână de emisiuni electorale cu reprezentantul Partidului Mișcarea Populară, bineînțeles, cu cine altcineva decât cu Laurențiu Dulama. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, telespectatorilor 1 TV din tot județul Neamț și din Piatra Neamț. Domnul Dulama este candidatul PMP, situat pe poziția 1 în cadrul partidului la această, la această rundă de alegeri, să zicem așa. Și dacă mă uit atent la fața lui, o să observ că, spre deosebire de mine, e foarte obosit. Nu că eu aș fi odihnit, dar arată mai obosit ca mine. Sunt urmele campaniei sau... Sunt urmele campanii, într-adevăr. Să știți că împreună cu echipa Partidului Mișcarea Populară am vrut să facem cunoscut, în primul rând, semnul electoral, pentru că am avut surprize în foarte multe comune din județul Neamț, lumea să perceapă Partidul Mișcarea Populară, să ne transmită de Traian Băsescu, dar nu știa semnul electoral. Și atunci a fost de datoria noastră pentru toți cei care votează pe data de 11 decembrie să le arătăm mărul în spate și să le reamintesc că suntem la poziția 8 pe buletinile de vot, atât la Senat cât și la Camera Deputaților. Când dați prima foaie, imediat în stânga jos, o să vedeți mărul. Este inconfundabil semnul electoral pentru toți cei care vor să voteze schimbarea clasei politice. Și o să vad acolo și semnul electoral, bineînțeles, PMP-ul. Într-adevăr, sunt un pic obosit, așa cum poate se și vede. Niciodată n-am fugit de muncă, mai ales de cea de campanie și de precampanie. Vreau să vă spun, din respect pentru telespectatori, că am intrat direct, de-aia am și întârziat puțin, trebuia la ora 21, pentru că vin direct de la București, de la Palatul Parlamentului, unde am avut o întâlnire astăzi la ora 13:30 cu cei din conducerea partidului, din care fac și eu parte, și cu președintele Traian Băsescu, la care, după discuțiile interne de sfârșit de campanie, dacă pot spune așa, au avut loc întâlniri și cu presa din toată țara, presa națională și cei care au fost invitați din televiziunile locale și presa locală, unde, așa cum probabil știți și se cunoaște la această oră, au fost încă o dată punctate toate proiectele și proiectele de țară ale Partidului Mișcarea Populară. Și este bine pentru telespectatori să le reamintesc și pentru cei care au dublă cetățenie, în primul rând mă refer la basarabenii de dincolo de Prut, că Partidul Mișcarea Populară este unicul și singurul partid, ca să folosesc așa un termen de poate neadecvat pentru campanie, dar suntem singurul partid care avem ca proiect de țară unirea Basarabiei cu România. Pentru mulți poate o să li se pară o glumă, mai ales după alegerile care au avut loc în Republica Moldova, dar să știți că în acest moment și bine puncta astăzi la București președintele Traian Băsescu, doar 42% din cetățenii moldoveni vor această unire. Poate o să vi se pară puțin procentul, dar vreau să vă reamintesc că acum 6 ani, când președintele Traian Băsescu era președintele României, doar 5 sau 6% din cei de dincolo de Prut vroiau unirea României cu Basarabia. Astăzi, 42% vor acest lucru. Probabil că în următorii ani, 4-5 ani, această unire se va înfăptui, pentru că procentul celor care vor să se unească cu România va fi de peste 50%. Așa cum am spus, suntem singurul partid care avem proiect de țară
unirea Basarabiei cu România. De asemenea, s-a mai discutat astăzi la București, în fața dumneavoastră, stimați spectatori, și de proiectul 300, proiectul de lege pe care Partidul Mișcarea Populară l-a depus în Parlamentul României de a se respecta un referendum care a avut loc în 2009, aceea de a avea în viitorul Parlament 300 de parlamentari. Este bine de știut pentru cei care probabil și în această săptămână vă vor face promisiuni așa de dragul electoral că nu a vrut Parlament de 300 nici PSD-ul, nici ALDE, nici PNL-ul. Singurul partid care a vrut într-adevăr un Parlament de 300 a fost Partidul Mișcarea Populară și așa cum am mai spus-o și aproximativ 7,7 milioane de români care la acea dată au punctat prin referendumul național acest lucru. Nu s-a întâmplat pentru că ați văzut de ce și fiind pe sfârșit de campanie, e bine să reamintesc aceleași figuri pe listele, atât la PSD, atât la ALDE, ba mai mult, am văzut oameni care n-au absolut nicio legătură cu Piatra Neamț, cu municipiul Piatra Neamț, cu județul Neamț, pe listele acestor partide. Am văzut, e adevărat, aceiași oameni care de două, trei legislaturi vin în fața dumneavoastră și vă promit același lucru. E bine de reamintit pentru dumneavoastră că atunci când vă veți afla în cabina de vot pe 11 decembrie, să vă dați seama că puterea este în mâinile dumneavoastră și să votați mărul și Partidul Mișcarea Populară, pentru că avem o listă absolut de oameni care n-au mai făcut politică, o listă nouă și chiar ne dorim schimbarea clasei politice. Bineînțeles și respectarea constituțională a acelui referendum de 300 de parlamentari. Am înțeles. Cum decurge campania în județul Neamț în momentul de față? Ați venit de la București, ați văzut acolo cum este, bănuiesc că s-au trasat ultimele... Am plecat azi noapte la București, să știți că ieri am fost în Piața Centrală, am fost în Dărmănești împreună cu echipa, fiind ultima duminică când mai puteam să le cerem oamenilor ceea ce vrea de la noi, am vrut să fim în mijlocul lor. Astăzi colegii mei au fost la Târgu Neamț, la Roma, la Bicaz, la Rosnov, în comunele alăturate. Eu, din păcate, n-am putut fi. Voi fi mâine de Moș Neculai în mijlocul cetățenilor și sper să ne întâlnim cu cât mai multă lume. Pe ultima sute de metri, cum spuneați, suntem, așa cum am spus tot timpul, un partid în mișcare și vrem de la dumneavoastră, în primul rând, să știm acum, înainte de ziua votului, ce vă doriți de la viitorul parlamentar de Neamț. Pentru că, așa cum am spus-o la începutul emisiunii, foarte mulți vin odată la 4 ani și vin și vă promit marea cu sarea, sau cum se zice, luna de pe cer, ca să folosesc tot un termen mai popular. N-am făcut-o niciodată, nici personal, nici cei care fac parte din echipa Partidului Mișcarea Populară, doar am vrut să luăm contact cu cât mai multe persoane pentru a afla ce-l doare pe nemțean și ce-l doare pe petrean. Pentru că parlamentarul care vă va reprezenta trebuie în primul rând să știe foarte bine problemele județului Neamț. Și e bine de punctat acest lucru pentru că, așa cum am spus-o, și noi ne dorim și autostrăzi în județul Neamț, și noi ne dorim locuri de muncă în județul Neamț, și noi ne dorim ca sistemul de sănătate să fie unul corect, dar nu vrem să venim să vă promitem că în următorul an vom avea autostradă care va lega Viena de Târgu Neamț, pentru că ne amintim primul rând pe noi și în al doilea rând este un lucru care nu se poate realiza în acest moment. Dar vă putem spune că vrem ca drumurile de legătură între județul Neamț și celelalte județe, Iașu, Suceava, Harghita, Bacău, să fie aduse la un nivel de suportabilitate, dacă pot spune așa, aglomerației și a lărgirea acestor drumuri. Acest lucru se poate întâmpla, iar viitorul parlamentar de Neamț cu siguranță va avea un cuvânt de spus și parlamentarul Partidului Mișcarea Populară va face acest lucru. De asemenea, la nivel de sănătate, să știți că și noi vrem ca
omul să meargă la spital și să fie tratat așa cum trebuie, să nu mai stea, și e bine de spus pe românește, să nu mai bage mâna în buzunar de la intrarea în spital până la, eu știu, la cel care îl consultă sau... pentru că plătește o asigurare de sănătate care trebuie respectată. De asemenea, să știți că și cei din Partidul Mișcarea Populară, și mă refer aici la toți din care sunt candidați pe listele acestui partid la nivel de neamț, își doresc ca sistemul de sănătate să fie în primul rând în interesul cetățeanului și să avem cât mai mulți medici de aici, din Piatra Neamț, din Neamț, plătiți la adevărata lor valoare. Pentru că numai în acest fel credem noi că se poate realiza un sistem de sănătate, eu știu, neafectat, ca să pot spune așa. Bun, astea sunt țeluri pe care... Am mai spus asta într-o emisiune. Am observat că majoritatea proiectelor pe care le propun mai toate partidele cu ștaif, din care își doresc un loc în Parlamentul României, vizează proiecte similare, în mare parte. Nu este aiurea. E normal. Înseamnă că și politicienii, într-un final, au început să-și dea seama că e nevoie de niște lucruri. Le-am promis până acum, nu le-am făcut, vor spune ei, dar e momentul. Cum ar putea ca toate aceste discuții să nu rămână la nivelul de promisiune? Se poate realiza acest lucru printr-o, eu știu, o viitoare guvernare a partidelor care își doresc cu adevărat acest lucru. Și nu vreau acum să dau numele partidelor care cu siguranță vor guverna după 11 decembrie, dar problemele în județul Neamț sunt aceleași. Și așa cum am spus, lipsa locurilor de muncă, învățământul, sănătatea, nu are cum ca în orice proiect și în orice plan a unui partid, mai mare sau mai mic, să nu se regăsească aceste 3-4 probleme fundamentale. Ceea ce am făcut noi, cei de la Partidul Mișcarea Populară, așa cum am spus la începutul emisiunii, avem totuși și niște proiecte care sunt specifice și sunt, cum să vă spun, obligatoriu în proiectul și în programul Partidului Mișcarea Populară. Și m-am referit în primul rând la proiectul de țară, la 300 de parlamentari, iar pentru județul Neamț, să știți că toată campania, indiferent că ne-am aflat la Bicaz Chei, la Hangu sau la, eu știu, Târgu Neamț, în zona Romanului, la Săbăoani, am fost tot timpul vehement, am luat această problemă în atenție, cea tăierilor ilegale de material lemnos și a încurajării mafiei pădurilor. Și vreau să vă spun că astăzi când veneam de la București am primit telefoane chiar din Piatra Neamț, erau oameni nemulțumiți pe strada Petru Rareș că le-a tăiat un copac din fața blocului care oamenii țineau foarte mult la acel copac. La blocul 2A, dacă știți exact, în spate la hotel Ceahlău. Oamenii erau foarte, cum să vă spun, afectați de acest lucru pentru că au spus, domnule, nu înțelegem cu ce a deranjat acel brad în fața blocului. Probabil că o fi fost poate o reclamație de, eu știu, să nu se răstoarne bradul peste bloc, dar marea majoritate a fost foarte indignată. Poate tot o formă de a tăia pădurile, nu cred că a fost tăiat ilegal, dar trebuie să avem grijă, în primul rând, și de mediul înconjurător, pentru că ați văzut ce s-a întâmplat atât pe Valea Muntelui, cât și pe Valea Bistriței și în zona Romanului. S-au tăiat pădurile, au venit ploile, au venit inundații, au venit alunecări de teren, au luat casele, au luat cu tot. Să știți că aceste lucruri se leagă. Și e bine de știut pentru telespectatori că Partidul Mișcarea Populară, PMP-ul, a fost singurul partid care a avut curajul în campanie electorală să spună acest lucru. Iarăși fac o paranteză. Puteam să venim și noi cu promisiuni de genul, domnule, stai să vedem că poate să încurajăm sau să descurajăm sau să tăiem taxe, să nu tăiem, să mărim pensii, să micșorăm pensii. Nu, am venit cu lucruri punctuale pentru județul Neamț. Și poate că e bine că ați sezizat acest lucru, că sunt probleme care se leagă. N-am văzut nici către electoratul din pe Valea Muntelui, nici către cel din Piatra Neamț, Târgu Neamț sau Roman, din partea partidelor mari, sau așa zise mari, pentru că eu mi-aș dori ca în viitorul Parlament al României să intre cât mai multe partide, deși
PSD-ul cu ALDE la remorcă și PNL-ul își doresc ca numai ei să fie reprezentați în viitorul Parlament, eu vreau ca telespectatorii să înțeleagă că Partidul Mișcarea Populară este o opțiune și este o opțiune de centru-dreapta, mai ales după fuziunea cu UNPR-ul, care își dorește să intre în Parlamentul României și va intra cu siguranță și pentru a stopa acel, eu știu, nu conflict de interese, acele grupuri arondate, dacă pot spune așa, acestor trei partide, ca să nu le spun două. Și este foarte bine și îmi doresc ca în viitorul Parlament al României să fie cât mai multe partide, așa, de 7-8-10%, pentru că numai în felul acesta cred că se poate face și o guvernare corectă și nu va fi toată puterea într-un singur loc, pentru că aici este marele dezavantaj al unei guvernări viitoare și a unui viitor a județului Neamț, ca să nu extrapolez acum pe toată România. Pentru că o guvernare sănătoasă, din care sperăm după 11 decembrie ca și Partidul Mișcarea Populară să facă parte, poate face pentru județul Neamț exact ceea ce am spus în emisiunea dumneavoastră. Bun. Mai sunt 4 zile sau 5 zile de campanie. Exact. Chiar 4, până vineri. Da. Ce se face în astfel de momente? Cum se mobilizează lumea? Care sunt mesajele care se transmit în teritoriu? Ce ați discutat la București pe această temă? Da, în ședința premergătoare. Bă, aici trebuie să marșăm noi. Pe zona asta trebuie vreau să mergem. Vreau să vă mai spun ceva. Partidul Mișcarea Populară, știți că noi suntem acolo o echipă în care fiecare spune exact punctual ceea ce se vrea. Nu suntem ca un, eu știu cum am văzut sau am auzit, că n-am văzut, că n-am făcut parte niciodată, n-am fost la ședințe, eu știu, la PSD, la ALDE sau la PNL, dar noi suntem un partid în care fiecare vine și spune și vorbește deschis la o ședință. Și vreau să vă spun că înainte de a ieși în fața presiei astăzi, la sediu din Nicolae Iorga în București, am stat toți președinții de partid care au venit, pentru că n-au venit chiar toți, au fost candidați care au zis, domnule, mai bine mai fac treaba un pic, că nu stau chiar așa de bine în campanie, teritoriu. În teritoriu. Dar cei care am fost acolo am avut o discuție liberă, atât cu președintele Traian Băsescu, cât și cu conducerea partidului. Am discutat în primul rând punctual, pe ultima sută, la reprezentanții pe care avem în secția de votare. Și aici este foarte bine de știut și am făcut și o să avem în continuare, începând de astăzi au început să vină oamenii pentru a le face un mic instructaj și cu siguranță și în zilele următoare până vineri ne vom întâlni cu membrii Partidului Mișcarea Populară care vor fi reprezentanții Partidului Mișcarea Populară în secții de votare și vreau să vă spun că avem oameni în toate secțiile de votare. Și este o mare realizare pentru Partidul Mișcarea Populară, în primul rând că suntem siguri că cineva din Partidul Mișcarea Populară va pune punctul pe ei, pentru că experiența alegerilor trecute ne reamintește de unele, eu știu, inadvertențe electorale, practici. Ca să nu zic practici, da. Și le-am explicat oamenilor și am fost chiar la București, ne-am ridicat și am spus foarte clar fiecare județ cu specificul în parte. Să instruim exact, pentru că ați văzut buletinele de vot sunt făcute, nu știu, parcă dintr-o hârtie în care dacă pui o ștampilă cu tuș mai puternic, cred că trece prin 3 pagini, nu prin 2. Și atunci e foarte multă lume posibil din toți reprezentanții partidelor să încerce să ducă votul ori pe anulate, ori cred că așa s-a întâmplat și la locale. Și sunt sigur că procentul de aproape 12-15%, dacă nu mă înșel, la locale de anulate, cred că s-a datorat și acestui inconvenient. Dar o să trecem peste acest lucru și am zis, cum am spus, în primul rând, instructajul pentru cei care vor fi în secțiile de votare, mesajul care trebuie dat în continuare de a lupta pentru nemțeni și de a lupta pentru România și de a încerca pe toți cei care gândesc și trăiesc, eu știu, în mijlocul Partidului Mișcarea Populară de a vota poziția 8 Măru.
un mesaj într-adevăr foarte elocvent pentru băsiștii care nu se regăsesc în niciun partid, dar care au încredere și s-a spus și astăzi în fața presii că România are nevoie de un prim-ministru ca Traian Băsescu, chiar dacă mulți poate știu, ne iau în derâdere cu acest fapt, dar să știți că conjunctura actuală a României și situația geopolitică a României, vă spun că din toți cei care au fost nominalizați ca prim-ministru, Traian Băsescu este singurul care poate, bineînțeles împreună cu guvernul, viitorul guvern și cu președintele Iohannis, să poată să țină România și să mergem spre ceea ce ne-am propus. De asemenea, s-a mai discutat foarte mult pe semnul electoral, pentru că, așa cum am spus la începutul emisiunii, avem sate și oameni care sunt în asentimentul nostru, sunt simpatizanți ai președintelui Traian Băsescu și cu siguranță că pe buletinul de vot îl vor căuta pe Traian Băsescu și le-am explicat și le vom explica în continuare că trebuie să voteze mărul pe buletinele din Neamț pe poziția 8, atât la Camera Deputaților cât și la Senat și PMP-ul implicit, pentru că așa cum vedeți în spate, semnul electoral. Pe asta este... n-ați spus odată. Mărul, nu? Mărul. Mărul nu o să fie verde pe buletinul de vot pentru că e alb-negru, dar e exact mărul din spate de aici, care când dați prima foaie la buletinul de vot, o să vedeți la numărul 8, la poziția 8 în stânga jos, mărul mare, frumos, care trebuie dar cu codița de deasupra. De ce s-ar aștepta acum alegătorii să-l găsească pe Traian Băsescu pe buletinul de vot? Nu, eu o să-l găsească cu siguranță la București, pentru că candidează la Senat pentru, din partea municipiului București, din partea PMP-ului, dar mă refeream la oamenii care sunt alături de președintele Traian Băsescu. Și foarte... le spuneți acum să știe exact? Să știe că votând PMP-ul la Neamț pe poziția 8, votează și Traian Băsescu la nivel național. Iar faptul că foarte mulți, poate aici este o lacună a acestei legi electorale care a fost și a modului foarte drastic de a ne putea face cunoscuți și mă refer în primul rând la partidele apărute mai nou, pentru că nu mai suntem chiar un partid mic. Sunt foarte mulți oameni care încă nu mai știu, cel puțin în comunele pe unde am fost, nu știu nici acum cum se votează, au rămas cu colegile, au rămas cu... eu știu, nu mai știu pe cine votează, ce votează, care e din colegiul ăsta, care e la deputat. Acum, care... nu, colegii dumneavoastră actuali și foștii parlamentari ar trebui trași de mânecă. Bă, copii, până acum nu v-ați dat seama cum e corect să se facă alegeri. De aia ne dorim 300 de parlamentari. În România tot s-au testat tot felul de metode. Da, eu am spus părerea mea, cred că e una care trebuie la mijloc. Nici unii nominal, dar nici... pe listă. Undeva... vă încurcă cumva campania electorală că suntem în pragul sărbătorilor de an? Nu mă încurc. Vedeți, poate la ora asta toți telespectatorii stau cu ghetuțele pregătite la ușă să vină Moș Nicolae să le aducă ceva bun. Din nefericire vreau să vă spun că am umblat în ultimele două luni și prin județul Neamț și prin Piatra Neamț. Sunt foarte mulți oameni necăjiți care nu mai au încredere și eu cred că sunt printre puținii care am recunoscut și o recunosc, nu mai au încredere în nimeni, nici un politician, nici un partid și foarte mulți ne spuneau, domnule, nu mai vreau să aud de alegeri, nu ies la vot. Este iarăși o mare, o să vă spun, un mare pericol pentru 11 decembrie și toată campania Partidul Mișcarea Populară am făcut-o cu flyere de prezentare a programului și invitând lumea să meargă la vot. N-am venit, așa cum am spus, să le promitem luna de pe cer, dar le-am spus, oameni buni, veniți la vot pentru că constituțional și democratic aveți puterea odată la 4 ani, iar acolo în cabină am încercat pe cât mai mult să-i convingem să voteze mărul și Partidul Mișcarea Populară. Dar sentimentul meu este că după 2 luni de precampanie și campanie, marea majoritate a nemțienilor și a petrenilor implicit s-au săturat din motive obiective. Pentru că, așa cum spuneam, vorbind de sărbători, când pare foarte mulți oameni nu au ce pune în ghetuțe la copii și cei mai în vârstă sau mai cu experiență, așa, și pot să spun că fac și o parte din această categorie, ne aducem aminte de
anii 80, 82, 83, când de Moș Nicolae, dacă prindeai o portocală, erai cel mai fericit om. Era perioada în care, mi-aduc aminte și eu, mă trimitea mama să stau la coadă la banane și la portocale. La banane, vezi, care le pachetam în ziar le puneam pe dulap. Și le puneam pe dulap sau în șifonier și uitam de multe ori de ele și le găseam negre, negre, negre. Copiii născuți după 89 nu cred că știu. Niciodată nu uitam de ele, le mâncam verzi, așa da. Cum erau. Dar să știți că mai sunt oameni care nici astăzi, să știți că nu știu dacă își permit să iau un kil de portocale sau o bombonică să pun în ghete la copii. Oamenii aia cred că vor într-adevăr să schimbe, să se schimbe ceva și pentru ei. Pentru că foarte mulți ne arătau cu degetul, spuneau, domnule, nu mai ies la vot, ce să mai votez? Și s-a creat așa un fel de, cum să vă spun, o repulsie totală față de candidați și de parlamentari. Greu. Într-un cuvânt e greu. Domnule Dulam, mai avem 2 minute aproape. E perioada în care se transmit mesaje. Care este mesajul noastră pentru alegătorii din Neamț? Nu mai îndoim acum cu alte întrebări. Nu mai îndoim pentru că eu cred că mai putem schimba din nehotărâți pe ultima săptămână, într-adevăr. Mesajul meu este de a veni în primul rând la vot, de a schimba clasa politică și partidele acestea așa zise mari și de a vota mărul, așa cum am spus, pe poziția 8, pe ambele buletine de vot, PMP-ul, pentru că avem o listă de oameni care nu întâmplător i-am ales din fiecare regiune a județului Neamț și din municipiul Roma și din municipiul Piatra Neamț și din celelalte orașe pentru a vă putea reprezenta mai bine. Iar dacă acea listă am făcut-o și am ieșit în fața dumneavoastră în ultimele 2 luni, să știți că la fel se ne vom comporta și după 11 decembrie. De aceea cred și am convingerea că atunci în cabina de vot, chiar dacă poate mulți privesc altfel la televizor sau în ochi alte persoane, vor intra în cabină și vor vota mărul și Partidul Mișcarea Populară. Pentru că, așa cum am spus-o, suntem singurul partid care luptăm pentru nemțeni și luptăm pentru România. Și nu neapărat cât e de important să iasă lumea la vot? Asta am spus-o și am, în toată campania asta le-am spus oamenilor. Vă așteptăm cu drag la vot pe 11 decembrie. N-am spus nici că le promitem, nici să ne voteze pe noi, deși campania am făcut-o pentru Partidul Mișcarea Populară, dar îi așteptăm să vină la vot în număr cât mai mare. Un procent mare la vot poate fi semnificativ pozitiv pentru viitorul județului Neamț. Dacă nu ieșim la vot, după 11 decembrie o să fim iarăși tragi de mânecă sau o să venim să ne plângem că uitați ce s-a întâmplat, că s-a înroșit județul sau eu știu s-a aldit județul, să nu zic că s-a înroșit. Și dacă îi întreb pe toți dacă au fost la văd, păi n-am fost. Că ba a fost frig, ba m-am trezit târziu, ba am avut un chef, ba știți motive. Nemțeni și pietreni, mergeți la vot pe 11 decembrie și votați mărul și Partidul Mișcarea Populară pe poziția 8 pentru că numai împreună cu dumneavoastră, așa cum am spus, putem aduce un pic mai bine pentru nemțeni și pentru pietreni. Domnule Dulam, aici să încheie emisiunea noastră. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc pentru interesul noastră, domnilor și doamnelor. Pentru diseară la Moș Neculai, să sperăm că o să aducă numai nuielușe, o să vină și cu ceva în ghetuțe. Mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor. La mulți ani tuturor celor care sărbătoresc pe Neculai. Noi ne revedem mâine seară la o nouă ediție a unei emisiuni electorale. Până atunci, toate cele bune, la revedere! 10 ani am luptat pentru dumneavoastră, pentru a scoate România de sub controlul sistemului. Astăzi, sistemul vrea să-și ia revanșa. Împreună am cerut reforma sănătății. Ei au blocat-o, apărând rețelele de interese. E datoria noastră să luptăm. Luptăm pentru România. Pe 11 decembrie, votați Partidul Mișcarea Populară.